Dani Sporoi vă spun bun găsit și bună ziua, stimați iubitori ai fotbalului. Seranța Risporeni întâlnește pe Sheriff în lupta pentru titlu, cea de-a doua formație din Tiraspol, în luptă cu Dacia, care la fel de la această oră are partidă la Bălți împotriva celor de la Zaria. Speranța în căutarea primei victorii după pauza competițională din iarnă. De cealaltă parte, Sheriff are 6 victorii și o singură înfrângere după revenirea din pauza de mercato. Foarte rapid vom trece peste componența celor două formații, astfel vom începe cu Sheriff Tiraspol, cei care astăzi vin cu următorii jucători. Numărul 28 între buturi, Alexei Coșelev, jucător de câmp, după cum urmează. Numărul 6, Anthony Golec. Numărul 8, Radu Gânsar. Numărul 11, Iosif Ivancici. Numărul 14, Benjamin Balima. Numărul 17, Artiom Rozganiuc. Numărul 18, Andrei Novikov. Numărul 24, Seydou Yahaya. Numărul 31, Daniel Subotic. Numărul 55, Mateo Susic. Numărul 77, Goran Galesic. Rezervele formației Sheriff astăzi sunt următoarele: Boidar Mitrev, numărul 1, numărul 25, Sergei Juric, numărul 3, Aliti Fidan, numărul 4, Constantin Bogdan, numărul 15, Marcel Metua, numărul 16, Vadim Pairele, numărul 22, Amer Dupovac, numărul 26, Eugeniu Rebenja, numărul 34, Ivan Urvanțev, numărul 35, Artur Pătraș și numărul 93, Maxim Iurco, antrenor principal Zoran Vulic. Vedem formațiile intrând pe gazonul de la Nisporeni, un gazon care a fost inaugurat în 2015, am văzut informațiile și pe tabela grafică de pe ecran. Un gazon care are o capacitate de 350 de locuri, dar la toate partidele celor de la Speranța trebuie să menționăm faptul că în jurul gardului, care de fapt este pus ca protecția gazonului, avem tot timpul foarte mulți fani care nu au posibilitatea de a intra pe acest teren. Foarte rapid trece și peste componența celor de la Speranța Nisporeni, în poartă astăzi numărul 25. 5, Anatol Chirinciuc, jucător de câmp, după cum urmează. Numărul 3, Ghenadie Ochincă. Numărul 5, Mihai Bolun. Numărul 6, Cornel Țibuleac. Numărul 7, Vitalie Plămădeala. Numărul 13, Igor Dima. Numărul 14, Nicolae Milceanu. Numărul 15, Sergiu Vițu. Numărul 21, Sergiu Plătincă. Și numărul 22, Ștefan Efros. Numărul 27, Andrei Ciofu, jucător venit acum în această pauză de mercato la formația din Nisporeni. Rezervele sunt următoarele: numărul 33, Nicolae Țurcan. Numărul 9, Vadim Cravcescu. Numărul 12, Andrei Gubovnov. Numărul 16, Pavel Secrier. Numărul 18, David Andronic. Numărul 20, Igor Andronic. Numărul 23, Ion Dragan. Numărul 24, Nicolae Țiverencu. Și numărul 78, Alexandru Kirilov. Antrenor principal, Cristian Efros. Speranța a jucat săptămâna trecută cu Dacia și a pierdut atunci cu 2-0. Cealaltă formație care luptă în această sezon 2015-2016 a luptat la titlu. Vedem acum pe cei de la Sheriff pe fundal în echipamentul negru-galben. De cealaltă parte, în acest echipament alb cu dungi albastre, sunt formația din Nisporeni. Și vedem pe fundal că din nou cele 350 de locuri au fost ocupate de nisporenieni, pentru că este fotbalul iubit la Nisporeni. Nisporeniul care a avut o formație în toamnă în plină revelație. Vorbim de Speranța, care era pe poziția a patra, dar care nu a mai reușit nicio victorie din noiembrie 2015, și trebuie să menționăm acest lucru, pentru că ultima victorie a celor de la Speranța datează din 27 noiembrie, atunci când o băteau acasă pe Dinamo Auto 3-2, dar este bine de menționat și faptul că Speranța a făcut o mare surpriză în vara, atunci când reușeau să bată cu 1-0 pe cei de la Sheriff. O victorie atunci surprinzătoare pentru cei de la Speranța. Prima atingere au Sheriff-ul, care a început deja partida, atunci era 0-1, după care Sheriff însă reușea să revină și să facă 2-1, două meciuri directe, o victorie de ambele părți, niciun rezultat de egalitate până acum. Arbitrii de astăzi sunt Vladislav Ivancenko din Bălți la centru, asistenții lui sunt Denis Oală și Filip Alexanchin, la fel din Bălți, adiționalii Andrei Cojocaru și Ion Orlic din Chișinău, iar al patrulea oficial de rezervă este Anatolie Basiul din Căușeni. În prim atac pentru cei de la Sheriff, însă balonul se scurge în aut și vom avea aruncare de la margine. Îl vedem acum în imagini pe numărul 15 de la Speranța, Sergiu Vițu. Recuperează Șeriful balonul. E foarte greu să joace pe acest teren artificial de la Nisporeni. E foarte greu să scoți puncte de la Nisporeni. În toamnă chiar părea imposibil la un moment dat. Îi vedem pe cei de la Speranța în încercarea unui atac. Numărul 5, Mihai Bolun, acum este la balon. Bolun cu o pasă bună, o pasă bună a lui Bolun în adâncime, însă mingea este recuperată și avem aici o pasă dată pe spate de către unul dintre jucătorii de la Speranța până la numărul 3, Ghenadie Ochincă. Ochincă cu alt balon aruncat în față, dar din nou apărarea celor de la Sheriff îndepărtează pericolul, de această dată doar pentru moment.
Pătică, pătică pasează înapoi la Bolun. Bolun convinge în centru, iar balonul este respins de Goran Galesic. Susic pasează înapoi. O minge lungă aruncată în față pentru numărul 14, Benjamin Balima. Însă Benjamin Balima nu a putut ajunge acest balon și vom avea aruncare de la margine pentru Nisporenieni. Vă voi ține la curent cu rezultatul și din cealaltă partidă, pentru că ar trebui să conștientizăm faptul că și Dacia joacă de aceeași oră, cum spuneam, la Bălți, iar astăzi s-ar putea să schimbe lucrurile în clasament. Dacia este la doar 3 puncte în fața celor de la Șerif, foarte puține etape rămase până la finalul acestui campionat. Partida dintre Dacia și Zarea de la Bălți va fi transmisă începând cu ora 20 la Moldova Sport în înregistrare. Mingea este recuperată de cei de la Nisporeni, numărul 22, Ștefan Efros, a fost atent, pasă la Țibuleac, Țibuleac pasează mai departe, însă recuperează Șeriful. Nume surprinzătoare în primul 11 al lui Cristian Efros și vorbesc aici acest Cornel Țibuleac de Anatolie Chirinciuc în locul lui Nicolae Țurcan. Nicolae Țurcan având un sezon extraordinar în trebuturile formației Speranța. Balema la balon. Pierde Balema în duelul, însă recuperează formația din Tiraspol. Iahaia pasează în spate la Susici, capitanul formației Șerif, mai departe la Novikov. Respinge acolo Bolun, neconvingător însă, din nou Bolun. Igor Dima, bine Igor Dima aici, îl întoarce pe Susici. Vinge în centru al lui Igor Dima. Zbulea clasă balonul. Din nou Bolun spre același Dima. Bună un 2 între Bolun și Dima. Dar se recrează Radu Gânsari. Încearcă cei de la Șerif să iasă din apărare prin pase, lucru care este stopată datorită pressingului foarte bine făcută până acum de formația din Nisporeni. Va fi un meci foarte interesant pe 20 mai, atunci când Dacia întâlnește pe Șerif. Între timp, Balima atac pe partea stângă, Balima o pasă pe jos, balonul este dat în spate spre Susici, cel care a pasat în spate. Cred că a fost Iosef Ivancic, cel care a pasat în spate, o pasă foarte bună. Din nou Șerif, o nouă centrare. O nouă centrare foarte bine aici. Să vedem ce a fost. Numărul 25, Anatol Chirinciuc, a fost în pericol. Acum a avut și un duel fizic cu Balima, cu Benjamin Balima. Până la urmă se oferă fault la portar, cam asta ar fi decizia, pentru că am auzit și tribunele. Spuneam că Dacia Șerif de pe 20 mai ar putea fi unul dintre cele mai tare dueluri care le-am avut în ultimele sezoane din Divizia Națională de Fotbalul Moldovenesc, dacă se vor menține același număr de punctaj sau dacă cele două formații vor rămâne la maxim 3 puncte distanță una de alta. Nu reușește aici numărul 13, Igor Dima, să păstreze balonul și Balima un nou duel, această dată cu Ghenadia Ochincă. Balima din nou îl trece pe Ochincă, însă ratează total centrarea Balima. E un lucru dificil pentru cei de la Șerif și trebuie să menționăm lucrul ăsta, pentru că cunoscătorii de fotbal conștientizează că atunci când treci de la gazon, treci la teren artificial, ai nevoie de câteva minute, minute bune uneori, pentru a te acomoda. Cred că în ultima săptămână Șeriful a făcut antrenamente doar pe teren artificial, pentru că altfel nu mi-aș explica deciziile lui Zoran Vulici. Asta ar fi fost decizia cea mai bună. Face antrenament o săptămână pentru a te obișnui. Țibuleac reușește acolo să întoarcă doi adversari, pasează mai departe la Plămădeală. Plămădeală la Țibuleac. Țibuleac faultată la această fază. Un tânăr care n-a prins niciun minut în prima parte a sezonului, dar care îl vedem titular împotriva celor de la Șerif. Ochincă. Plămădeală. Vedem și fanii de la Șerif undeva în colțul drept al imaginii. Mai gălăgioși cei de la Șerif, îi vedem chiar acum față de cei de la Nisporeni.
Republica Nisporen, așa astfel cum se numesc galeria formației Speranța. Se aude și Nisporeniu. Bine, noi vom reveni la fotbal pentru că avem două dueluri tare de la aceeași oră, după cum spuneam. Dar ce are un meci greu la Bălți, Zarea, care am văzut cum i-au ridicolarizat, dacă putem să spunem astfel, pe cei de la Saxan cu 5-1 în cupă, după care merge acasă cu Dinamo Auto, meci la deplasare greu la Urhei cu Gânsami, meci în deplasare la Zimbru și meci acasă cu Sheriff, trei meciuri foarte dificile pentru Dacia în ultima parte a campionatului. De partea cealaltă, Sheriff joacă acum la Speranța și, cum am mai spus, e foarte greu să scoți puncte pe acest teren din Nisporeni, după care joacă acasă cu Zarea Bălți, un adversar facil, mai apoi cu Dinamo Auto. La fel, Dinamo Auto ar trebui să lăsăm în spate acel 3-0 cu Milsami din cupă și să ne reamintim că Dinamo Auto este pe locul 5 și este o formație care e foarte greu de bătut. Însă dacă să luăm în calcul că și Dinamo Auto și Sheriff sunt din Tiraspol și sunt în apropiere, bine, aici se poate întâmpla absolut orice. După care Sheriff joacă acasă cu Saxan Cea de Lungă, un meci relativ ușor cu Canterna Roșie, ca în final să joace, cum spuneam, la Dacia acasă. Sheriff parcă are meciuri mult mai ușoare în aceste ultime 5 etape care au rămas din divizia națională. Aruncare de la margine din partea stângă, cel care va arunca este Artem Rozgoaniuc. Rozgoaniuc este cel care aruncă o aruncare lungă în careu. Reușește acolo oprirea. A reușit oprirea Susic. Mingea nu ajunge la bale mare, spinge bine Bolun. Din nou Bolun aruncat spre bale mare, din nou Bolun respinge, mingea ajunge până la Dima, Dima înapoi la Bolun. Ar trebui să depărteze Bolună balonul, nu ar trebui să joace acolo. Până la urmă pasează la Kirin Ciuc, cel care respinge mingea în out. S-au instalat cei de în Tiraspol în jumătatea formației Speranța. Sheriff are 52 de puncte în acest moment, de cealaltă parte Speranța 27 de puncte. Centrare acum, are pericol și este gol! Sheriff! Sheriff Tiraspol reușește să deschidă scorul, o bâlbâiară în careul celor de la Nisporeni și se marchează. Cum spuneam, și Adineaur ar fi trebuit să îndepărteze pericolul fără să mai stea pe gânduri apărarea formației Speranța. Nu s-a întâmplat însă acest lucru și numărul 8, cred că el este cel care a marcat, Radu Gânsari. Radu Gânsari este cel care marchează. Un vârf care profită de fiecare ocazie pentru a marca acest Radu Gânsari trecut și pe la Zimbru. Chiar ne aducem aminte de acel scandal din Supercupa de acum două sezoane, atunci când la Tiraspol Zimbru câștiga la loviturile de departajare. Radu trecuse în acea perioadă de la Zimbru la Sheriff și au fost acele scene obscene la galerie plus galeria care l-a înjurat toată partida. Dar până la urmă este jucător de fotbal profesionist și are nevoie să meargă acolo unde îl plătește mai bine. S-a deschis scorul la Nisporene, Sheriff la acest scor o egalează pe Dacia. Foarte bine ies din apărare aici cei de Nisporene, Bolună s-a intensificat. Jucătatea meci, o pasă bună a lui Bolună în spate. Parea fi fault. Bine, poate vom avea posibilitatea să dăm o reluare, dar a apărut în prima instanță că ar fi fault. Vitalia Plămădeală era la balon. Pasează în spate. Zbuleac pasează înapoi. E nevoie ca Speranța să răspundă golului primit. Greșesc aici în apărare cei de la Sheriff. Însă sigur pe el întoarce balonul Susic spre Alexei Coșelev. Avem imagine pe numărul 28 de la Sheriff Tiraspol. Coșilev cu o minge lungă. Balon ajunge la Balima. Mai înalți cei de la Sheriff, în plus fizic. Balima pasează bine aici la Gânsari. Gânsari înapoi la Balima. Urmează o centrare respinsă. Respins bine Bolun. Dar din nou se complică cei de la Speranța. Noroc că de o intrare întârziată a Șerifului, pentru că ar fi fost din nou pericol. Mingea ajunsese la Seidu Yahaya, care avea poziție de șut.
Vedem acest trio care stă în față și aici vorbesc de Subotici, de Balima și de Gânsari. Acest trio care pune pressing asupra părării Speranței. Iahaia. Pasează la fundaș Iahaia. Antoni Golec era acolo. Artiom Rozgoniuc. Iosif Ivancic pasează înapoi. Din nou Rogoniuc. Convinge către Balima. Balima ajunge balonul, dar era în poziție afară din joc. 0-1 în continuare după ce a deschis scorul Radu Gânsari. Minutul 9 este acela în care a marcat Gânsari. Din nou pierd balonul cel de la Speranța și o nouă aruncare de la margine pentru Sheriff. Susic este cel care aruncă până la Balima. Balima, cealaltă duelă din aceste prime 12 minute veșnic cu Bălun. Găsește să ia prin planul. Revine acum Andrei Ciofu, pasează în spate. Ciofu care a trecut, să menționăm, a fost crescut de școala Zimbru. A trecut la Milsami, a debutat acolo. A marcat chiar la debut, la 17 ani. După care s-a stins acest Ciofu, a dispărut din fotbal din Republica Moldova. O mare speranță pe atunci. Gânsari. Bine, până la urmă este încă un jucător tânăr. O pasă acum lungă a lui Plămădeală. Trece balonul aici peste Golec. Trece balonul, pasă bună mai departe la Plămădeală, însă Susic se apără foarte bine. Ar fi trebuit să înainteze. Ar fi trebuit să înainteze jucătorul Speranței, nu să paseze la această fază. Cel puțin ar fi avut o mai mare șansă de reușită. Respinge apărarea din Isporeni. Plămădeală, cel mai activ jucător de la Speranța de până acum. Mingea spre Ciofu. Ciofu are o viteză foarte bună. O să fie greu lui Antoni Golec. Țibuleac greșește aici pasa, Țibuleac. Iar mingea acum este în flancul stâng, un atac de 4-4 ar fi dacă îi să omitem pe cei jucători de pe flancă. Respinge foarte bine Urchincă și Țibuleac îndepărtează pericolul. Din nou balonul în posesia celor de la Sheriff, a recuperat Andrei Novikov. Iahaia pasează în stânga. Rozgoniuc cu o centrare spre Balima, cred că a vrut să centreze. Mingea s-a trecut prin spatele porții. Al doilea gol în acest sezon pentru Radu Gânsari. Un jucător de 24 de ani. Ne auzim activ și pe fanii veniți de la Tiraspol. Din nou Speranța pierde balonul. Bine, și scorul de pe tabelă le permite să facă acest lucru. Subotici pierde balonul acolo, Subotici. Foarte bine vin la pressing jucătorii celor de la Tiraspol. Trebuie să menționăm acest lucru. Parcă aleargă mai mult cei de la Tiraspol. Parcă sunt prezenți mai mulți jucători în negru-galben pe teren. Plămădeală spre Ciofu. Și dacă Ciofu ajunge balonul. Ajunge Ciofu balonul. Rucuros Ganiuc într-un duel acolo. Ciofu o bicicletă. Urmează o centrare. Foarte bine se apără, iar Ciofu nu continuă să urmărească balonul. O greșeală a lui Andrei Ciofu. Vine bine aici Ștefan Efros. Dacă Ciofu ar fi continuat, ar fi putut să recentreze, ar fi putut bine să intre din nou în posesia balonului. Asta a contat până la urmă. Țibuleac sare bine. Rozganiuc respinge.
Subotici fauntat. Toți jucătorii sunt de tale la Tiraspol. Parcă i-au selectat într-un mod anume Zoran Vulić, Anthony Golek, Rozgariuk, Yahaya. Pasă pe stânga lui Yahaya, acolo este Țâbuleacă, Țâbuleacă. De fapt nu era Țâbuleacă, bine, Modern Warfare trebuie să fie Sergiu Vițu, era acolo. A păstrat Kirenciuc, pasează în stânga. Frost este acolo. Nu reușește să vină Vițu. La urmă ajunge la Ciofu. Yahaya pasează în spate. Andrei Novikov. Bolun aici pierde balon. Bolun în sare foarte bine, însă se recrează numărul 3, Gennadiy Okhinkă. Și Bolun își revine. Îl vedem pe un jucător de la Speranța căzut pe gazon. Dacă Gânsari ar fi ajuns bine acest balon și în fața ultimului adversar, ar fi fost pelicol, pentru că Balima era în dreapta sa, erau 2 contra 1. Curând vor trece 20 de minute din această partidă. La Bălț este 0-0 între Zarea și Dacia. La Nispăreni între Speranța și Sheriff este 0-1. După cum spuneam, la aceste scoruri, Sheriff se apropie la doar un punct de Dacia. Dacia ar acumula 56, Sheriff 55. Zimbru e foarte departe în acest moment de primele două clasate. Balima întoarce balonul spre poarta formației Speranța, gest fair play. Anator Kirenciuc. Mingea lui Kirenciuc la mijlocul terenului. Se scurcă bine acolo plămădeală. Igor Dima. Într-un duel cu Yahaya era acolo. Mingea aruncată spre Ciofu, în partea dreaptă. Ciofu intră prea mult în unghi, prea mult în flanc. Până acum nu i-a reușit nimic lui Andrei Ciofu. Vine foarte bine la Anihilat până acum și numărul 17, Artyom Rozgoniuk. Okhinkă spre Bolun. Bolun înapoi la Okhinkă. Au mai calmat jocul cei de la Nispăreni, au intrat în posesia balonului. Acum ar trebui să urmeze și câteva atacuri mai periculoase a celor de la Speranța, sau cel puțin asta așteptăm noi, să se joace pe contre, să se joace mai spectaculos, mai mult fotbal. Mingea ajunge la numărul 18, Andrei Novikov. Spre Balemai Novikov. Este Gânsare acolo, primește. Pasează Gânsare înapoi. Susici înapoi. Din nou plimbă balonul prin apărare Șeriful Anthony Golek. Un lung de linie foarte bun al Anthony Golek. Vițu până la urmă faultat de Rozgoniuk. În prim plan Rozgoniuk parcă îi luase fața lui Vițu. Sare bine la cap 22, Ștefan Efros. Încearcă o pasă în spate Igor Dima spre Bolun. Îi auzim și pe fanii de la Nispărene, pe fundal, dacă tot menționam la un moment dat, de fanii formației Sheriff. Vedem pe gole că în spate imagine, aruncare lungă în careu, Balima pe spate. Prelungește balonul într-un duel cu Bolun. Vom avea repunere din colțul careului mic al lui Anatol Kirenciuc. Kirenciuc la Okhinkă.
Pasa scurtă lui Ochincă, Gânsare are spațiu. Balema, foarte bună pasa pentru doi adversari la Balema. Balema intră în careu, o centrare bună a lui Balema. A fost un contact dur acolo. A fost un contact foarte dur. În momentul în care s-a schimbat imaginea, am văzut că a fost un contact extrem de dur în careu. Mi-e interesant cine sunt cei doi jucători căzuți. Iahai ar părea că este de la Sheriff, dar mi-e interesant cine este și de la Nisporeni. Sperăm să-și revină ambii jucători. Nu este Iahai. Este vorba de numărul 6, Anthony Golek. Vreau să văd cine este de la Nisporeni, cine este cel căzut de la Nisporeni. A fost un... Ambii jucători nu au fost la balon. Este vorba, cred că, de numărul 22, Ștefan Efros. Îmi pare că este Efros cel căzut. Îl vedem și pe balon în apropiere, dar și pe Ochincă. Ar trebui să fie mai atenți, pentru că astfel de dueluri pot duce la evenimente și mai neplăcute. Doamne ferește, tragice. Avem astfel de precedente în fotbalul mondial. Până la urmă, fiecare jucător ar trebui să fie atent la integritatea colegilor și adversarilor. Aici este vorba de Ștefan Efros. Până la urmă, a fost o fază periculoasă pentru Sheriff Tiraspol. O pasă bună a lui Gânsare printre doi adversari la Balema. Balema a încercat o centrare. Până la urmă, au respins bine acolo jucătorii formației Speranța. Sare bine aici sus și la cap, Iahaia. Subotici la un pas de a pierde balonul. Prea mare era pasa, după care greșește pasa și Iahaia pentru Balema. Bolună va arunca de la margine. 24 de minute deja s-au scurs, 0-1 la Nisporeni. Sergiu Plătic nu reușește aici să-l dribleze pe Susici. A venit și Ciofu să-l ajute și a schimbat flancul. Ciofu. Mingea este în stânga. Răzganiuc. Răzganiuc o șutează. Balonul lovește acolo pe 22 Ștefan Efros. Și respinge Vițu. Tot Răzganiuc este. Iahaia. Mingea ajunge la Țăbuleacă, dar s-a auzit fluierul arbitrului. Iahaia rapid spre Novikov. Gânsari. Susici, Balema. Vine Gânsare. Pasă la Gânsare, dar Gânsare nu a continuat să alerge. A fost bună intenția lui Balema la această fază. S-a deschis scorul și la Bălți. Trebuie să menționăm acest lucru. Cemărtan în minutul 20 a marcat pentru Dacia. Este 0-1 și acolo. Formațiile care luptă la titlu merg ambele, pentru că nu mai sunt 3 cum erau, cap la cap și în această partidă, 0-1 și la Nisporeni, 0-1 și la Bălți. Cred că cunoaște acest lucru Zoran Vulici. Bine, Sheriff, dacă continuă la fel și Dacia la fel, poate să ia trofeul în ultima etapă, când, după cum spuneam, joacă la Speia împotriva Dacilor. Faultează numărul 77, Goran Galesic. Faultează în apropierea careului. Vedem 3 jucători de la Speranța în apropierea balonului. Vom avea o centrare în careu, o primă fază mai periculoasă pentru Speranța. Se încearcă o schemă, sau cel puțin asta observăm. Un șut direct pe poartă, însă peste, mult peste acest șut pe poartă. Alexei Coșelev, care nu prea a avut de lucru în această partidă. Zero la 1 în continuare între Speranța și Sheriff Tiraspol. E interesant ce o să se întâmple la Tiraspol
în zona transnistreană și la nivelul fotbalistic în urma crizei financiare care a ajuns. Și asta cred că vom observa cel mai bine în sezonul 2016-2017. Dar aici foarte mult contează și ce va face Sheriff în cupele europene, pentru că sigur Sheriff ajunge în preliminarii, indiferent că vorbim de UEFA Champions League sau Europa League. Deci altă parte, speranța în toamnă. Foarte bună faza, revin la acest gând puțin mai târziu, pentru că avem o fază periculoasă a celor de la Sheriff și lovitura de colț pentru Tiraspoleni. Este prima lovitură de colț, risc să spun că este prima lovitură de colț din această partidă pentru Sheriff. Centrare la bara a doua, foarte bine este Chirinciuc și boxează, mingea este reîntoarsă în careu de Gânsac, Gânsari, un șut mai apoi Iahaia, șutează însă peste poartă. Și din nou lovitură de colț a doua pentru Sheriff, până acum speranța nicio lovitură de la colțul terenului. După cum spuneam, speranța în toamnă, în această pauză condițională, după ce a avut o prima parte extraordinară, anunțase că își dorește în cupele europene. Centrare în care Prozganiuc a centrat, sare bine acolo unul dintre apărătorii formației Speranța. Mingea este respins, ajunge la Ciofu. Ciofu reușește să paseze, însă este atentă Susic. Spre Iahaia Susic. Vițu, Vițu într-un duel cu Iahaia. A căzut ușor Vițu, până la urmă este repunere din colțul careului. Un timp foarte frumos pentru fotbal. Și la Niscoreni, dar și la Bălți. Așteptăm degajarea lui Chirinciuc. Anatol Chirinciuc. Minge lungă, sare bine aici Haia. Minge ajunsă în aceste momente la numărul 11, Iosif Ivancici. Pasă lui Ivan și pe stânga, centrare în care eu este însă atent acolo, numărul 22, balonul ajunge la Gânsari, Gânsari pierde controlul mingii. Hai reușește să întoarcă până la 18, Andrei Novikov. Golec. Resic pasează înapoi la Novikov. Susic. Balima, foarte bine Balima din preluare. Părea că l-a depășit pe balon, însă a revenit acolo foarte bine Chincă. Modeala. Pasă bună. Putea fi o pasă spre Ciofo aici. Ciofo ar fi avut spațiu. Spuneam că Ciofo are un plus de viteză față de celălalt jucător. O minge bună pentru Balima. O boltă bună. Balima în duel cu Bolună. Balima centrează bine la bara a doua. Mingea se reîntoarce în careu. Foarte bine însă Chirinciuc apără în această fază. Nou șut al lui Gânsar care se duce peste poartă. Mare ocazie pentru Sheriff Tiraspol. Și trebuie să aducem laude pentru Anatol Chirinciuc. A gestionat foarte bine această fază golkeeperul formației Speranța Nisporeni. Foarte bună centrarea făcută de Balima. Mingea este reîntoarsă în careu la Subotici. Subotici însă nu reușește să-l învingă pe cel care l-am avut imagine până acum. După care urmează un nou șut al lui Radu Gânsari. Șută peste poartă cu pământul. Faul dură făcut din spate de Ghenadie Ochincă. Chinca avertizată de centralul acestei partide, Vladislav Ivacenco. Zidă format dintr-un singur jucător. Bine, oricum nu cred că va urma un șut direct spre poartă, va fi mai mult o centrare. Oricum în zidă este Sergiu Plătică. Goran Galesic va fi cel care va executa această lovitură liberă. Galesic, s-a auzit fluierul central, Galesic cu o centrare lungă, foarte bine din nou Chirinciuc, iese și respinge. Bună alegere a făcut în această partidă de Cristian Efros, antrenorul formației Speranța Nisporeni, titularizare lui Anatol Chirinciuc în dauna lui Nicolae Țurcan, care la fel este un portar de fapt în formă sau cel puțin în prima parte a avut o evoluție splendidă, una dintre cele mai bune a goalkeeperilor din divizia națională. Subotici pasează în stânga,
Centrare lungă spre Balema. Ultimul nu a ajuns acest balon. A fost și prea lungă centrarea dată de Iosif Ivancic. Foarte mult străini în lotul celor din Tiraspol. Kirenciuc repune balonul. Spinge bine Răzvaniuc. Se cere fault. Ultimul care a atins balonul acum a fost Cornel Țibuleac și mingea va fi repusă prin aruncare de la margine de formația lui Zoran Vulici. Răzvaniuc. Aruncare până la Subotici. Subotici în duel cu Ștefan Efros. Scapă balonul. Țibuleac, o minge lungă a lui Țibuleac. Plătică este acolo. Toarce bine mingea. Hai a faultat în opinia centralului de același Plătică. Cu o pasă lungă spre Susici, cel de urmă nu a reușit preluarea. Golec, Anthony Golec este în australiană, născut pe 29 mai, apropo 1990. Nu știu, aș merge cu el într-o vacanță în Australia. Mingea ajunge între timp în brațele lui Alexei Coșelev. De mult nu a mai ajuns balonul în careul formației Sheriff. Nici o ocazie mare pentru Speranța. Greșește aici apărarea și a fost un fault făcut de numărul 22, să vedem de ce culoare va fi cartonașul, dacă va fi un cartonaș. Ștefan Efros a faultat din spate încercarea de a respinge balonul. Pe urmă nu vom avea niciun cartonaș, dar Efros este avertizat verbal. Lovitură liberă periculoasă a celor din Tiraspol. Se aude frumos pe fundal galeria. Trebuie să menționăm acest lucru. Avem o imagine pe centralul partidei numărând distanța regulamentară pentru executarea loviturii libere. Numai puțin de 6 jucători în zidul Speranței. Sunt și 3 jucători de la Sheriff în apropiere. Să vedem cine o va executa această lovitură. L-avem pe Subotici în apropiere. Și Susici este acolo. Subotici sau Susici și s-a auzit fluierul pericol la poarta lui Kirenciuc. Mingea boltată, însă peste poartă. A fost mult peste poartă acest balon. Nu a fost cea mai reușită execuție la formație din Tiraspol. O poziție foarte bună. După 30 de minute de joc și la Zarea Dacia este 0-1 în continuare. Nu s-a schimbat tabela de marcaje nici acolo. Deci ajunge la Subotici. Subotici în duel cu Efros. Pasează Subotici în stânga. Și va avea... Nu, nu este corner. Mingea va fi repusă de Kirenciuc din colțul careului mic. Anatolă Kirenciuc, al doilea portar în prima parte a sezonului. Crea să se avut o evoluție destul de bună. Lasă balonul să cadă acolo. Vițu și Subotici este atent. Revine însă jucătorul Speranței și respinge. Artem Răzvaniuc va arunca de la margine. În sari. Subotici cade. Prea ușor a căzut.
tactică din prima, însă greșit. Balonul sare, bine, până la urmă ajunge în brațele lui Kirinciuk. Balema parcă a avut un plus de viteză pe această parte dreaptă în comparație și în duelul cu Bolun și Okinca. Trebuie să fie atenție fundașii formației Speranța. Vancici pierde, acum pus sub pressing, iese bine, iese bine Koshelev, cel care mai face astfel și ceva mișcare. Pe 9 august 2015, Speranța Nisporeni surprinzătoră pe același stadion. Bine, Speranța atunci cu câteva evoluții, două victorii consecutive, reușea după, în a doua etapă la partida, mingea ajunge în careu, însă era și offside la această fază. Era offside clară la Balima. Speranța reușea să treacă în primul meci de pe Trocubă la Hâncești, după care în a doua etapă reușea să-i bată prin golul lui Nicaj, minutul 79, pe cei de la Sheriff. Erau 6 puncte din 6 pentru Speranța. Formația care a mai reușit și alte rezultate foarte bune pe acest teren de la Nisporeni. Un oraș de altfel care iubește fotbalul. Kirinciuk, minge lungă, din nou atent, atenție cei de la Sheriff. Balema către nimeni, era Gânsare în fața lui. Spinge din nou Novikov. Golec. Se scurcă bine acolo Rozgoniuk. Subotici pasează în stânga la Golec. E Haia. Susici. Pasa lui Susici, bun aici pentru Gânsari. 1-2 Gânsari cu Balema. Foarte bine a citit această fază de Nadia Okinca. Foarte bine apărătorul Speranței a citit faza. Susici aruncă. Balima nu reușește preluarea. Ciofu acolo, se lovește Ciofu cu Gânsari. Se resimte jucătorul din Tiraspol. Se pare că l-a lovit în zona urechii Ciofu, cel care se îndepărtează de fază. Revedem ocazia. Vine Ciofu și... Bine, nu prea putem... S-a îmbrățișat. A fost îmbrățișarea de box în runda a treia, când a patra, de kickboxing, când cei doi adversari nu mai au energie. Ciofu, care în această iarnă a fost din start în probe la Zimbru, însă nu a fost oprită de antrenorul formației Zimbru, Slavo Freitas, și astfel a ajuns la Speranța Nisporeni sub comanda lui Cristian Efros. Kinca, Plămădeală, care nu s-a văzut de ceva timp în joc. Bun, acolo plătică, nu ajunge. Golec este în fața lui. Bună, bun dribbling-ul reușea și îmi pare că a fost și fault. Până la urmă, arbitrul nu a fluierat Răzoniu când întoarce înapoi. Mi-a părut fault acolo la unul dintre jucătorii de la Speranța. Răzgoniuc. Frumoase aceste tribune. Putem să menționăm lucru pentru că avem fani așezați, avem tribune pline. Și fluieră, se fluieră din nou. Și fiți sigur că ăștia care se aud cu nemulțumirile sunt fanii din Tiraspol, sau cel puțin asta mi-a părut că văd din mișcările brațelor. Goran Galesic este în apropierea balonului, lasă mingea Goran pentru Gânsare. Dacă am văzut bine, este Gânsare, da, este Gânsare acolo. Gânsare s-a retras pentru a centra un balon. Radu Gânsari, concentrare lungă, bună la bara a doua. Dacă era puțin mai scurtă, ar fi fost pericol, pentru că era Andrei Novikov, da, și Daniel Subotici erau acolo. Atol Kirinciuk, că au rămas mai puțin de 5 minute din prima repriză, 0-1 între Speranța și Sheriff. Dacă se menține acest scor pentru Speranța, ar fi a cincea înfrângere consecutivă
De pe 12 martie, de la cel 0-0, de la cea de lungă, Speranța a fost înfrântă de Mirsami, Dinamo Auto, Zarea și Dacia. Faul dur făcut din nou de Ciofu, al doilea și cred că va vedea cartonașul Ciofu. Ciofu al doilea faul dur într-un interval foarte scurt, de această dată cel faultat este Novikov. Este ultima avertizare. Sau am văzut un mână la spate. Bine, îmi pare rău că n-am avut imaginea în continuare, pentru că am văzut da, este galben. Este galben pentru Ciofu. Ar fi fost bine de să fie rămas imaginea asta de văzut cum s-a dat cartonașul. Am văzut mâna cum s-a dus la buzunarul din spate. Galben pentru Andrei Ciofu, numărul 27 de la Speranța Nisporeni, de minutul 42. Revedem în imagine cum Ciofu este rechemat, după care Andrei Ciofu primește și cartonașul. Ciofu care îl faultase pe Gânsari dur în propria jumătate. Luna într-un duel aici cu Subotici. Novikov, o minge lungă, respinge bine acolo golul. Susic va arunca de la margine. Susici o aruncare lungă spre Subotici, Subotici la Gânsare. Gânsare ar avea pe Rozganiucă foarte bine, însă acolo se scurcă Pătică. Pătică cu o minge lungă aici, iese bine Coșelev. Dacă balonul rămânea la Nicolae Milceanu, era pericol la poarta lui Coșelev. Milceanu parcă avea un plus de viteză într-un moment. Pătică dezorientat la această fază. Respinge australianul celor de la Sheriff. Mingea ajunge pe partea stângă. Au șansa unui atac rapid. Sheriff, Tiraspol, Subotici cu pasă pe stânga. Va urma o centrare. Nu, e o pasă pe jos în spate. Mingea este respinsă. Ajunge la marginea careului. Subotici aici cade Ciofu. Foarte bine Subotici îl driblează. Bună dribling-ul și lui Susici. Nu reușesc cei de la Speranța să îndepărteze pericolul. Din nou Subotici. Deși a dat un duel cu balun. Cu balun. Pătică, foarte agresivi, toți acum sunt foarte agresivi pe teren, ceva se întâmplă. Și l-am văzut și pe Balema care a alunecat, din nou Ciofu la pământ. Deci această dată după un duel cu Andrei Novikov, cel care și-a luat revanșa după ce s-a întâmplat în propria jumătate. Ciofu acum de fapt primește ceea ce a plantat. Duritate asupra celor de la Șerif și vedem că se resimte, sperăm să fie bine cu Andrei pentru a continua partida. Ne vedem aici duelul. A fost un cot sus, a fost un cot sus al lui Novikov, care a făcut-o și intenționat. Am văzut după cum l-a privit pe și vede și cartonașul galben, apropo. Au luat ambii câte un galben după două dueluri dure ambilor. Andrei Novikov este avertizat de la formația Șerif Tiraspol. Îl vedem în imagine. A fost cu cotul sus aici Novikov, cel care a vrut să se răzbune. Era clar acest lucru. Avem imagine pe Ciofu. Eroul de după război, dacă mi se permis să mă exprim astfel, a speranței în acest moment. Cum spuneam, mă speram să fie bine pentru Andrei să poată continua partida. Fiți atenți aici cum e o mână ridicată, un cot ridicat, un cot... Putea fi și roșu, apropo, putea să dea și roșu pentru că a fost intenție și a fost un cot în urechea lui Ciofu, a fost un cot dat intenționat, nu a fost un duel aerian, ambii jucători. Andrei era clar că sare mult mai jos, iar Novikov și-a folosit plusul fizic. Putea fi și cartonaș roșu această fază, e o fază discutabilă. Speră luni, la minutul plus, colegul Mihai Burciu să o analizeze. Mă avea între timp o aruncare de la margine, Bolun. Aruncare lungă a lui Bolun, cade jucătorul Speranței. Ar fi fost bine pentru echipa lui Cristian Efros un gol înainte de pauză. Îl vedem în imagine pe Andrei Ciofu, care încă se resimte. Pot fi foarte periculoase aceste lovituri, prin astfel de lovituri îți poți pierde chiar și auzul. Capacitatea auditivă. Astfel că jucătorii ar trebui să fie țină mai clar la nivel de intrări dure, pentru că am văzut și în partea în jumătate celor de la Speranța cum intrau toți tăvăluc, dacă mi este permis să zic, unul peste altul. Sperăm în partea a doua să se joace mai fair play. Altfel riscăm să avem și eliminați în această partidă. Rozganiucă aruncă de la margine.
Și s-a auzit ultimul fluier al lui Vladislav Ivachenko. Speranța Sheriff la pauză, 0-1 peste 15 minute. Vom reveni în cealaltă partidă, Zarya Dacia, după 40 de minute, la fel 0-1. Ambele formații conduc. Îl vedem pe Haia acum la Pegazon, face un ritual Haia. Se pune suflet, se pune suflet și la Tiraspol în aceste momente pentru acest titlu, pentru că Tiraspolul nu l-a cucerit de două sezoane. Și un titlu ar însemna mult din punct de vedere financiar, spuneam că e și o criză acolo. Cu mai multe detalii despre divizia națională în același timp, ce se va întâmpla și după această partidă, revenim peste aproximativ 15 minute. Atunci vă spun și care sunt cele două întâlniri din semifinalele Cupei Moldovei. Rămâneți la Moldova Sport.